Magia nu se sfârșește niciodată la Palatul Culturii Teodor Costescu. Mâine seară va avea loc în grădina de vară Geo Saizescu un spectacol diferit, magic la propriu. Spectacolele în aer liber continuă la Palatul Culturii Teodor Costescu. De această dată, severinenii și nu numai vor avea parte de un spectacol nou de improvizație și magie. Vineri seară, Cristina, mai veche prietenă de-a severinului, vine în grădina de vară pentru a ne prezenta alături de grupul Improteca un spectacol de magie și improvizație teatrală. Este o formulă artistică mai nouă pentru Severin, dar cu siguranță va fi în măsură să ne atragă curiozitatea, zâmbetele și interesul. Sunt prezențe exotice, foarte interesante și noi. Și aș spune că spectacolul de vineri aceasta este unul mai provocator și neașteptat, un preludiu pentru spectacolele de muzică ce vor veni după acesta, spectacole de o expresivitate absolut interesantă și sperăm noi seducătoare pentru publicul severinan. Evenimentele susținute la Palatul Culturii Teodor Costescu sunt diverse și unice în felul lor. Spectacolul va începe la ora 20. Magia va face ca experiența să fie fascinantă.